Bună, eu sunt Laura și sper că ești pregătit să fii uimit pentru că astăzi ne uităm la postări care pretind a fi uimitoare. Deci, haideți să vedem dacă o să ne uimim sau nu. Ok, acesta este primul filmuleț. Așa, a trecut. Cred că la un moment dat pur și simplu o mașină nu o să vadă și nu o să vadă acea mică trecere și o să treacă din viteză, presupun. What? Nu cred! Dar nu este deloc ok. Vai, da! Vai de capul meu! Sper că toată lumea din mașina aia este cât de cât vie. Așa, aveți grijă la câine! Ce câine ne așteaptă acolo? Aaaa, câine adorabil! Vai de capul meu, e super mega cute! Ia! Ăștia sunt căluți din aia de mare, bine, nu căluți, sunt pisici de mare, nu știu ce sunt astea, câini de mare, dar în orice caz sunt mega cute. O, nu. Vrea să-l ajute, gen să-i taie aia, că s-a blocat. S-a blocat și am văzut că lumea prinde pisicuțele astea de mare, sincer nu știu cum se numesc, dar ideea e că le ajută. Ce drăguț, hai pleacă, du-te. Du-te. L-a lăsat să fie mângâiat! Cât de adorabil! Oh! Bine, nu cred că este foarte conștient de faptul că persoana aia chiar l-a ajutat, dar până la urmă tot din cauza oamenilor ajung așa, deci na. Ia. Așa. Ce? A fost mult prea genial, nu știu, a fost ciudat. Asta e o proscuță. O, nu, și ăla e un gândac. Un gândac foarte mare. A încercat să-l mănânce, dar nu i-a plăcut, cred că a mușcat-o. Și pur și simplu l-a dat așa, plec. Așa, studiem. Deci asta cred că e un fel de școală specială pentru câini și cred că a venit cu mașina să-l ia și aparent cățelușul e foarte entuziasmat să meargă la școală pentru că în momentul în care a auzit mașina a plecat direct în ea, ceea ce este adorabil. Ok, asta este un TikTok. What? Doamne, eram distrasă de ce a făcut, că a sărit fix în apa aia și chiar părea foarte adâncă și la un moment dat vine mingea aia în față. Doamne, dar e horror! Dar nu cred, mi se pare că e editat. E scârbos și horror și ciudat în același timp, dar și uimitor. Vai! Deci nu cred. Cred că l-o prank-uit. It's just a prank, bro. A venit omul să ia gunoiul și ăsta era mascat în gunoi, așa că a pur și simplu a fugit. O, doamne! O, doamne! Eram sigură că l-a călcat. Vai! A fost foarte scary. Atâta nu-i ajungea, atâta până îl făcea chifteluțul. Un cuțu! Un cuțu! Se prefăcea că vrea să se joace cu ea, dar de fapt tot ce vrea era să mănânce. Fuge cu umbreluța. Doamne, de ce nu mă uimește asta? Adică, clar este ceva ce nu se întâmplă zilnic, dar nu știu cumva mă aștept la asta. Nu cred, erau și văcuțe! Auleu, erau văcuțe în ăla, sărmanele văcuțe! Deja nu pare a fi ceva prea ok.
Nu cred că este o idee prea bună să faci asta cu copilul tău. Dacă ții la el, desigur, dacă vrei să-l elimini, probabil este o idee bună. O, nu? Nu, să se rupă! Te rog, nu mai fa asta! Nu! Credeam că o să-l elimine pe unul, dar l-a eliminat pe altul, sărmanul copil! Sărmanul! Jos. Cred că ascunde ceva. Cuțu, arată-ne ce ascunzi. Stătea pe un furtun ceva de apă, pentru că nu mă aștepta la asta. What? Ok, lasă, chiar nu mă așteptam. Asta lui, cât de adorabil. Nu! Asta este pe bune o reclamă la mașină? Deci nu, nu, nu mi se... What? Not ok. Oh, nu! Nu, nu pune apa acolo. Cred că e pe bune, nu cred că e pe bune, gen, cred că e o glumă sau ceva. Îmi place! Mișcări, ce mișcări! Tipul ăsta clar se pricepe. Așa, deci face niște linii. Și acum... Ah, ok. Wow, Doamne! La câte chestii se gândește lumea! Genial! Cât de scârbos! Dar eu cred că este editat, n-are cum să fie așa mare. Sau are cum să fie prin Australia, prin undeva. Doamne! Ok, asta e o pisi! Ce o să faci pisi uimitor? Ok! Nu pisi aia a făcut ceva uimitor, dar cu siguranță a fost uimită. Și eu aș fi fost uimit. Oh! Oh, Doamne! Care erau șansele să reușească să filmeze asta, pentru că chestiile astea n-ai cum să le prevezi? Cât de cute! Doamne, îmi plac foarte mult acești cățeluși. Aceștia sunt niște păsărele. Cred că a fost o bufniță. Viața în sălbăticie. A luat-o pe masă. Super. Ok. Nu cred că așa se așteptau să-și primească mâncarea. Eu, cât de scârboas. Oh, nu. Văd ceva care... alea sunt bufnițe! O, Doamne, de ce pare că o să-l atace? O, Doamne, cum vine? Zici că e posedată. Astea sunt cărți. Au și explodat. Păi și e normal, adică le-a presat atât de mult. O, Doamne! A ieșit de acolo.
Vai, deci asta chiar a fost uimitor, nu mă așteptam la asta. Și cred că cam acesta a fost clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și dacă ați fost uimiți, măcar o clipă, o secundă, o secundică, dați like la acest clip. Eu am fost Laura și ne revedem în videoclipul următor. Pa! I can feel